dispoziție. Stimați colegi, dragi prieteni, aș dori astăzi, practic, către finele acestei campanii electorale, acestei curse electorale, la fel ca și în statul, vreau să vă aduc aminte, a fost statul în joia curată, astăzi suntem tot în ziua de joi, la câteva săptămâni după începerea campaniei electorale pentru alegeri locale din anul 2011, aș dori să vin cu un mesaj către toate forțele politice sănătoase, un mesaj de consolidare a celor care sunt pentru Moldova, sunt pentru soluționarea problemelor din Chișinău, nu fac show-uri politice în această campanie electorală, celor care nu au venit în campanie pentru provocări sau pentru insinuări, ceea ce cu regret observăm în ultimul timp. Primul mesaj care vreau să-l dau este că funcția de primar al municipiului Chișinău este este o funcție de gospodar, nu este o funcție politică. De aceea aș aprecia foarte mult dacă cei care în această campanie și de fapt și ultimii 4 ani s-au ocupat doar de politică, să-și tempereze spiritele, cel puțin pentru ultimele 7-8 zile, pentru a discuta constructiv asupra problemelor care sunt în Chișinău. Fără show-uri, fără dansuri, fără nimic alte sau fără alte tipuri de provocări. Al doilea mesaj destul de important este faptul că în următorul Consiliu Municipal, primarul care va fi ales, urmează să conlucreze, de fapt, cu toate fracțiunile. Să conlucreze cu fracțiunile, din nou, nu pe aspecte politice sau ideologice, nu pe luptă ideologică, trebuie să conlucreze pentru soluționarea problemelor municipiului Chișinău. Noi am venit în această campanie cu mai multe propuneri de soluții, cu propuneri apreciate pozitiv de o bună parte a chișinăuienilor. Vreau să vă spun că am avut până la această etapă peste 150 de întrevederi aici, în municipiul Chișinău, la care au participat zeci de mii de oameni, care nu își doresc mai mult la conducerea capitalei show-uri politice. Își doresc abordare profesionistă și își doresc un gospodar în Chișinău. Al treilea mesaj destul de important. Eu înțeleg că și respect, de fapt, dreptul fiecăruia de a concura și de a-și promova mesajul până la sfârșit, indiferent de faptul că are șanse mai mici sau mai mari. Mă refer la unii concurenți electorale. Da, ei au mers în această campanie electorală, au venit cu un mesaj propriu și chiar dacă au șanse minime de a obține un rezultat bun în această campanie electorală, eu le respect alegerile lor și acțiunile întreprinse până acum. În același timp, voi aprecia dacă cei care s-au impus în această campanie electorală vor lua decizia în favoarea promovării și alegerii unui primar profesionist și vor face tot posibilul pentru ca să fie pus punctul final în această campanie electorală pe data de 5 iunie. Eu mizez foarte mult pe faptul că lupta electorală se va sfârși în primul tur pe data de 5 iunie și acele forțe politice sănătoase care sunt pentru soluționarea problemelor din Chișinău, care nu sunt mulțumite cu ceea ce s-a făcut și se face în continuare în municipiul Chișinău, vin cu un apel către acești concurenți electorali, mai au timp, să se gândească foarte bine. Are sens sau nu să riște în continuare pentru binele Chișinăului sau nu? De aceea, miza noastră, miza mea personală, este pentru a pune punctul final pentru a finaliza această campanie electorală în primul tur, pe data de 5 iunie. Și cu un mesaj extrem de important. Contra candidaților mei care mizează foarte mult pe falsificări, vreau să le sugerez să fie foarte, foarte atenți. Noi nu vom permite categoric și vom fi foarte duri în ceea ce ține de eventuale încercări de falsificare.
Aceasta se referă atât la orașul Chișinău, cât și în special la suburbii, unde deja se împart diferite pachete electorale. Credeți-ne, fiți siguri. Încă Margaret Thatcher spunea că dacă ai intrat în luptă, trebuie să lupți până la câștig. Noi suntem luptători. Eu personal, cel puțin, și echipa la sine. Eu vă mulțumesc și dacă sunt întrebări, sunt gata să răspund la ele. Domnul Dodon, dar cui sugerați dumneavoastră să se retragă din curs? Cui anume? Forțelor politice echilibrate. Care cred că sunt mai multe în această campanie electorală. Nu toate. Bine, dați-mi, nu știu, ca să mă interpretăm. Vă permit dumneavoastră să interpretați așa cum ați făcut. Mai sunt alte întrebări? Că veți fi dur. Cum vă veți manifesta duritatea? Săptămâna viitoare voi veni cu un nou mesaj către dumneavoastră. Un mesaj foarte clar cu măsurile și chiar voi deschide unele paranteze pentru a vă da unele detalii ce vom face pentru a preîntâmpina falsificările. Eu am spus deja unele elemente în unul din interviurile anterioare. Vom fi mult, mult mai atenți. Mult mai atenți. Săptămâna viitoare veți afla detalii. Dacă nu vreți să ne spuneți la cine faceți acest apel, poate ne spuneți câți candidați ar trebui să rămână pe procurorie? Nu cred că eu sunt persoana care ar trebui să sugerez cuiva exact că din 14 trebuie să rămână 2 sau 3 sau doar 1. Important este să conștientizăm că Chișinăul și chișinăuienii chiar își doresc să fie pus punctul final pe data de 5 iunie. Vă referiți la candidații care reprezintă partide extraparlamentare sau și parlamentare? Vom vedea. Pe cât de înțelept sunt și pe cât de reprezintă sau nu forțe politice echilibrate. Și sănătoase. Ce temeri aveți să credeți că alegerile vor fi falsificate? Experiența campaniilor electorale din anul precedent, multiplele date confirmate, cazuri confirmate, când au fost înregistrate mai multe tentative și chiar și falsificări, aceasta mă face să cred că cineva va încerca, de fapt, să vină cu falsificări și de această dată. Mai mult ca atât, observăm pe parcursul ultimilor zile mai multe încercări de a provoca situații destul de interesante. Sunt mai multe, urmăriți și noi sunteți reprezentanți ai mass media, vedeți în fiecare zi, mai multe provocări în adresa mea. Sunt ferm convins că cei care reprezintă formațiunile politice, unii din concurenții mei electorali, au frică foarte mare de tendințele care sunt înregistrate la această etapă și creșterea popularității echipei noastre. De aceea vor încerca să facă diferite tentative și noi deja le vedem. Și deja le cunoaștem, apropo. Acest mesaj este către concurenții mei electorali. Noi cunoaștem foarte bine ce fac ei. Cunoaștem foarte bine ce pun la cale. Spuneți-mi și noi, da, ce pun la cale, exact. De la întrebați-mi pe ei, o să vă spun. Neoficial pot să vă spun. Mai sunt alte întrebări? Sunt. Cum a fost el la TV? Gel. Este domnul Șarăci, dar de semne. Spuneți, vă rog, acțiunea de astăzi nu rezultă din faptul că poate vă este frică sau considerați că nu veți câștiga în primul tur alegerile? Știți, frica nu este și nu mi-a fost niciodată proprie mie ca persoană, atât în domeniul economic, cât și în special în domeniul politic. Eu consider că această campanie pentru noi, pentru echipa noastră, este o campanie de succes. A fost o campanie liniștită, a fost o campanie profesionistă, a fost o campanie neagresivă. Și de fapt rezultatele din ceea ce cunoaștem noi, credeți-ne, avem foarte multe sondaje interne, și avem și sondajele interne ale oponenților noștri politici, care se tem foarte mult de ceea ce văd. Deci acest mesaj este mai mult un mesaj de consolidare. Și credeți-mă, oamenii speră foarte mult, și aici în Chișinău, și nu doar. Și sunt cu toții cu ochii pe rezultatul din 5 iunie, care va influența foarte mult, nu doar la situația din municipiul Chișinău, ci pe, la situația pe întreg teritoriul Republicii. Eu vă mulțumesc. Domnul Dodon, cum a fost el la petrecere? La care petrecere? Petrecerea domnului Voronin. Ați fost invitat. Cred că nu acesta este subiectul conferinței de presă. Dacă doreți să vă răspund și la alte teme nepolitice, putem să-și mă pară și la natură să vă spun. Mulțumesc.
Succes!